Bun găsit, doamnelor și domnilor! În momentul de față este în vigoare codul portocaliu pentru cantități importante de apă în partea de sud-vest a Transilvaniei, dar și în zona montană, unde ne așteptăm ca până în orele serii să se cumuleze cantități de apă de peste 50-70 litri pe metru pătrat și tot în aceste zone există și risc major de inundații. În cea mai mare parte a țării este cod galben până mâine dimineață la ora 10, iar în zonele vizate de codul galben ne așteptăm să fie averse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului, chiar vijelii cu rafale de 50-70 de km pe oră, grindina, dar și cantități importante de apă, mai ales în intervale scurte de timp, ce vor putea depăși 40 de litri pe metru pătrat. În următoarele două zile, joi și vineri, ne așteptăm la instabilitate atmosferică cu precădere în jumătatea estică a țării, în zona Moldovei, în zona Dobrogei. În continuare sunt de așteptat cantități importante de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat, iar în partea de vest a teritoriului astfel de manifestări vor fi doar la nivel izolat. La sfârșitul săptămânii, tendința este ca gradul de instabilitate atmosferică să fie în diminuare și ne mai așteptăm la manifestări de ușoară instabilitate în zonele de deal și de munte. Temperaturile vor avea tendința de scădere în următoarele două zile. Acestea se vor apropia de cele normale pentru perioada în care ne aflăm. Maximele vor fi cuprinse între 22 și 30 de grade cu valori mai ridicate în sudul și vestul Olteniei. Minimele termice vor fi cuprinse între 12 și 20 de grade și abia la finalul săptămânii din nou temperaturile vor crește și vorbim din nou de vreme călduroasă, chiar caniculară în zonele de câmpie din partea de vest și de sud.